16 zile, peste 5.000 de kilometri străbătuți prin 7 țări, mulți prieteni noi și succese artistice. Asta a însemnat ediția a doua a expediției europene a Selenei. Selena Bobei, care are 9 ani și este componentă a clubului Victorioșilor. Anul acesta i-a avut parteneri în periplul său pe Lăcrămioara și Costin Bobeică și Viorica și Victor Mihalache din România, Natasha Jovanović, Cornel și George Mili din Serbia și pe Dana Bobeică din Italia. Primul popas a fost în Serbia, unde Selena a participat la cea de-a 37-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineret. A cucerit Grand Prix-ul acestui concurs și sufletele spectatorilor sârbi. La Cave Dago, în Italia, Selena Bobeică a cântat în calitate de invitat special al serbărilor vacanței și a devenit pompier de onoare al stațiunii. Expediția a făcut popasuri în Bosnia și Herțegovina, Veneția, Verona, Trento, Riva del Garda, Andalo și Molveno în Italia, Maribor în Slovenia, Morahalom în Ungaria, Zrenjanin, Donji Milanovac și Torac în Serbia. Selena a realizat împreună cu Victor Mihalache filmări pentru noul ei videoclip al melodiei Prințesa Zâmbețel. Cornel Mili și el component al clubului Victorioșilor a fost translator de sârbă și engleză și a descoperit locuri despre care până acum învățase la școală. Ca și prima expediție, și aceasta își va regăsi desfășurarea în paginile unei cărți.